Bună ziua, vă spun și dumneavoastră celor care sunteți prezenți la conferința noastră de presă. Salut și populația județului Vaslui și toți cei care vor să ne urmărească. Recitesc în această perioadă Ileana Vulpescu, o romancieră de excepție care s-a stins din viață cu ceva timp în urmă. Arta conversației și arta compromisului. Îmi face mare plăcere să ofer cadouri. Nu o să-i dau domnului Trifu arta compromisului, pentru că el le-a citit în frage de pruncie aceste cărți înainte de a fi scrise. Eu o să-i ofer cartea aceasta domnului Teo Istrate, pentru că știu că este împătimit de lectură. De ce arta conversației și arta compromisului? Pentru că toți cei care fac politică ar trebui să stăpânească și arta conversației și să stăpânească și arta compromisului. Pentru că în politică trebuie să lucrezi și cu oameni pe care nu-i simpatizezi, pe care cu greu îi accepti și trebuie să faci compromisuri. Cu o condiție, să nu te compromiți. În decursul vieții mele, știți foarte bine parcursul pe care l-am avut, am colaborat cu fel de fel de oameni, pentru că nu poți face nimic de unul singur. Oameni de toate felurile, n-am resentimente. Am amintiri frumoase de la colaborarea cu unii dintre ei, cum am amintiri îngrozitoare datorită colaborării cu alții, de care nu vreau să mai pomenesc, că ori sunt în pușcării, ori se pregătesc să intre acolo. Dar eu când am auzit de o pușcărie, am fugit 100 de kilometri, lucru care vă sfătuiesc și pe voi. O situație personală cumplită m-a determinat ca o perioadă să stau mai deoparte de tumultul vieții politice județene și naționale. Nimeni nu alege când se îmbolnăvește, precum nimeni nu alege când moare. Moartea așa că din noi, că este un accident și se poate întâmpla numai altora. Nimic mai fals. Face parte și ea din viață și atunci când te aștepți mai puțin, lovește. Nu vreau să deslușesc tainele divinității, dar uneori și divinitatea este crudă. Am stabilit cu cei doi copii ai mei, Corneliu și Elena, ca după dispariția soției noastre, Anda Cleopatra Bichineț, să facem o fundație prin care să ajutăm tineri, copii care sunt foarte, foarte buni, în primul rând la CAD. Știți bine că eu fac treaba aceasta de ani grei, de când sunt eu. Când am terminat facultatea, am înțeles să atrag spre filozofie, spre psihologie, spre logică, pe cei care i-am identificat ca fiind foarte buni și de asta am în țară zeci de profesori de filozofie, de psihologie, procurori, judecători, ofițeri, foști elevi ai mei. Pentru că meseria mea de bază, că eu am o meserie, este aceea de profesor. Fundația pe care am întocmit-o va oferi 5 burse de studii la 5 copii din județ. Cei pe care i-am avut bursieri până acum au terminat liceul și am preluat alți copii, dintre a doua, dintre a cincea, dintre a 11-a și îi voi duce până la 18 ani și cât pot eu pe an le-am deschis conturi la fiecare, depun acolo ca atunci când împlinesc 18 ani să aibă cu ce merge la facultate, să-și cumpere o mașină, să poată să zboare și cu ajutorul nostru. Vreau ca memoria soției mele să rămână vie în mintea celor care au cunoscut-o. De asemenea, pe 29 iulie, în ultima duminică din iulie, la Vetrișoaia, la Popasul Spiritului, la casa lui Ioan Măcnea, va avea loc o întâlnire cu oameni de cultură, poeți, scriitori, pictori din județ
și din întreaga Moldova. Și am hotărât cu anfitrionul, cu susținerea mea financiară, să ofer 3 premii. O distinție și premii în bani, consistent, atât cât pot eu. Și primul premiu îl voi oferi pentru debut literar unui confrate de-al vostru, Romeo Crețu. Al doilea premiu, pentru percutanță și realizare în poezie și proză, îl voi oferi tânărului Daniel Grosu din municipiul Vaslui. Și al treilea premiu, pentru întreaga activitate literară, îl voi oferi domnului Ioan Mâhnea din Vetrișoaia, care rotunjește 86 de ani. Fac lucrul acesta cu mare plăcere, am făcut-o întotdeauna, iar la sfârșitul anului, cu ajutorul vostru, vom face aici sau în altă parte o gală prin care voi premia cu distinții și sume consistente de bani pe cei care au făcut, fac și vor face imagine pozitivă județului Vaslui. Eu datorez foarte mult acestui județ. Aici m-am născut, aici am făcut școala generală, aici am făcut liceul pedagogic, de aici m-am afirmat ca învățător, după facultate profesor, director de liceu și demnitățile publice pe care le-am obținut s-au datorat votului oamenilor din județul Vaslui, cărora în continuare le rămân dator. Deci nu județul ți este dator ție. Eu, cei ca mine, trebuie să conștientizeze că sunt ei, toți noi, suntem datori acestui județ pe care toți încearcă să-l persifleze, să-l stigmatizeze, să-l ridiculizeze. În atitudinile mele publice, în Parlament, în conferințele de presă, în emisiunile centrale, televizate, în cele locale, întotdeauna am militat pentru o imagine pozitivă a județului Vaslui, care este un județ foarte, foarte bun și niciodată nu voi accepta ca despre județul Vaslui să se ducă numai buhul, numai vești rele, pentru că astea se cer, astea se dau. Deschid astăzi șirul unor conferințe de presă bilunare, așa cum ne cere statutul partidului, sub genericul om bun, om rău. Am preluat titlul acesta de la un serial, film celebru american, Om bogat, om sărac. Dar într-un județ care își caută rostul, nu cred că este normal să vorbești despre câțiva oameni bogați și foarte mulți oameni săraci. Dar pot vorbi identificându-i pe oamenii buni și lovi, dacă pot, nimicitor pe cei răi, care fac rău lor ca oameni, semenilor, județul în ansamblu său. Valorile în care am crezut întotdeauna și pentru care am fost educat în familie, la școală, valorile în care credeți și voi și majoritatea oamenilor din județul Vaslui sunt adevărul, binele, frumosul, dreptatea, libertatea și credința. Astea sunt valori general umane pe care eu mi le asum și nu numai teoretic. Fac orice ca să mă situez întotdeauna de partea adevărului, a binelui, a frumosului, a dreptății, libertății și credinței. Știți că vorbesc liber, dar mi-am schițat câteva idei pentru că această conferință de presă parafrazează ceea ce va urma în această vară, când toți cred că nu se mai poate întâmpla nimic pe plan politic. Lunga vară, fierbinte, arșiță, concedii, dezastru, scumpiri și cam atât. Nu! Eu întotdeauna am spus că există o șansă pentru fiecare și pentru cei mulți. Îl felicit în mod deosebit, fără a-l cunoaște personal, fără a fi stat vreodată de vorbă cu el, pe episcopul Hușul, înalt preasfințitul Ignatie, pe care îl urmăresc de vreo 2-3 ani de zile de când a venit în județul nostru. Omul acesta este întruchiparea binelui, din punctul meu de vedere. Are acea tandrețe, căldură sufletească, candoarea de care are nevoie omul care ajunge la biserică.
Pentru că cel care și-a pierdut orice speranță la oamenii politici, la oamenii de afaceri, găsește rează întotdeauna la Dumnezeu. Îi voi trimite o scrisoare în următoarea lună, îi voi trimite cărțile mele și îi voi face o vizită la episcopie. N-aș vrea, preasfințite, să fim confiscat de vreun partid politic sau de vreun om politic. Pentru că boala aceasta a fost la noi în județ și s-ar părea că persistă. Rămâneți omul lui Dumnezeu, omul bisericii și vă asigurăm de toată dragostea noastră. Este tobă de carte. Carte bună știa și predecesorul său Corneliu, fostul episcop. Dar acela nu era un om bun. N-am spus că era un om rău. Nu era un om bun. Și mă opresc aici. La Antipod. Consider că în acest moment, dat iulie 2023, întruchiparea omului rău în județul nostru este Garincea Onofre. Dezastrosul și vremelnicul prefect nefast al județului Vaslui, reprezentantul guvernului în teritoriu în județul Vaslui. Așa de rău a ajuns guvernul nostru încât Garincea poate să ajungă prefect. N-am nimic cu numele său. Îl felicit pe nanul său care l-a botezat, l-a încreștinat, că i-a dat un nume strălucitor. Bă, neauș românesc, Garincea. Îl voi sesiza prin intermediul vostru, astăzi, pe Maricel Ciolacu, primul ministru al României, să-l demită de urgentă pe actualul prefect al județului Vaslui pentru următoarele motive. Impostură, incompetență, abuz diversificat și multiplu. Și am să explicitez despre ce este vorba. Este în același timp Onofrei Garincea și prefect și secretar general al PNL-ului. Vei spune, este ilegal. Da, bineînțeles că este legal, dar dacă nu subordonezi prefectura, oamenii prefecturii, logistica prefecturii Partidului Național Liberal, care te-a trimis din greșeală acolo. Ce face acest individ în cursul săptămânii și duminica, mai ales cu cheltuială, cu benzina și cu mașina prefecturii? Știu că îl urmăreați pe Vasile Mihalache cu ani în urmă, când pleca cu mașina în teritoriu. Luați-i urma și acestui individ să vedeți zilnic cum mașina îl ia de la bărlat cu șofer, că s-a îngreșat și nu poate să conducă singur, e opărit. Cum pleacă în teritoriu la diferite activități, o să-i spun eu imediat, și cum beneficiază de banii județului Vaslui. Vreau să vă spun, stimați cetățeni ai județului Vaslui, că un individ ca acesta, care nu are nicio meserie, câștigă cât 10 oameni care muncesc pe șantier sau într-o fabrică, care câștigă 30 de milioane vechi într-o lună. Omul acesta cumulează peste 300 de milioane. Și veți spune, foarte bine, poți să ia și 500 de milioane și un miliard să ia pe lună, dar să facă ceea ce trebuie să facă, să fie reprezentantul guvernului în teritoriu, mijlocitorul între populația județului Vaslui și guvern. Au fost grevele profesorilor, au fost mișcările sindicale ale celor din sănătate, poliții și așa mai departe. Nu s-au obosit acest Garincea și cei acoliți lui să dea un răspuns. Și poate că a fost mai bine că n-a dat niciun răspuns. Ce face în cursul săptămânii, când ar trebui să se ocupe de legislație și de instituțiile deconcentrate ale județului? Racolări, prin intimidări, descindere la primării, încât a băgat în sperieți pe primar și viceprimar cu dorința lui de a aduce cât mai mult câștig PNL-ului, intimidare la consilierii locali, viceprimar și primar, pentru a trece la partidul care se află în picaj, PNL-ul. Și parcă n-ar fi suficient asta, a prins gustul
vieții de belșug. O speție interminabilă, în haită, în haită de nehaliță ai partidului, 10, 12, 15, am date, nu vorbesc pe de rost. Vai de capul ei, soția unui lider PNL dintr-o comună, când trebuie să pună la masă și să șternă la masă pentru burțile nesătule ale lui Garcia și ale celor cu care îi însoțesc, mâncare. Și n-ar fi nicio problemă că mai mănâncă și alții pe la oameni pe acasă. Băi, dacă te invit un om și îți dă două sarmale, nu mănânci o oală. Dacă ți-o oferă un pahar cu vin, nu bei 20. Că devii dezgrațios, omul n-are încotro, că depinde de tine. De ce face acest individ treburile acestea? Pentru că probabil vrea să se concureze, să concureze cu Gargantua și Pantagruel. Cei care ați citit François Rabelais, nu e obligatoriu, nu e lectură obligatorie, știți că atunci când iapa lui Gargantua urina, inunda Parisul. Aflu că atunci când îl apucă pe Garcia pișarea, se duce după o casă și trebuie soarelui 3 zile să usuce ce face acolo. Mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă ar apucă treaba mare la o casă de om. Stimați cetățenii ai județului Vaslui, omul acesta face toate treburile fără de legile acestea ca să dea bine în fața altui om de care depinde, senatorul tătar, pe care astăzi nu-l categorisesc nici în om bun, nici în om rău. Va face obiectul conferinței de presă în altă zi. Nu știți pe domnul tătar? Este fostul ministru al sănătății din vremea pandemiei, când mureau oameni pe capete la Vaslui și în țară. Când pentru 15 milioane de români s-a achiziționat în România 60 de milioane de măști, care zac acum în depozit, vorbesc pe cifre. Și probabil că domnul Tătaru, șeful lui Garcia Onofrei, îl folosește pe acesta ca pe un burete de baie. Știți ce faci cu buretele de baie? Te stegi cu el prin zonele intime, când vii opărit, obosit de la București sau din sala de operație. Incompetența acestui individ. Ce a făcut în viața lui? Și citez. Eu sunt omul lui Vrânceanu. Când am vrut că l-a dat Băsescu afară de la Partidul Mișcarea Populară, din președinte de filială, să-l păstrăm, secretar general sau ceva, a spus, nu pot, domnule Bichinez, eu citez acum, că eu sunt omul lui Vrânceanu. Nu vreți să vă vorbesc despre Vrânceanu? A fost liderul PNL Vaslui o perioadă lungă și de tristă amintire. Unde sunteți liberale autentici din Vaslui? Din județul Vaslui. Și vreau să vă spun că îl folosește tătarul pentru treburile murdare. Și el se dă peste cap ca din omul Vrânceanu să devină omul lui tătarul. Și și-a luat angajamentul să-l flageleze și să-l bombardeze pe primarul Bârladului, pe Boroș, care săracul și-a luat câmpii, Bocelcuța și nu știe unde să apuce. Pentru că Garcia conduce, nu-i așa, e prefect. Și parcă n-ar fi suficient, a făcut Garcia și cu ai lui orice ca să-l fugărească pe un tânăr din organizația PNL Vaslui, nu comentez dacă e bun sau rău, deputatul Polac să se înscrie la organizația Neamț. Cum apare unul care știe să vorbească, care are liceul la bază și bacalaureatul luat, se supără Garcia pe el și pleacă din organizație. Dorința acestui individ de a parveni este nelimitată și sper să audă și Marcel Ciolacu și șeful lui tătarul de la Huș, pentru că dorința lui absconsă este să devină, ghiciți, omul cui? Omul lui Dumitru Buzatu. Dar Dumitru Buzatu, cum nu-i tâmpit, îl umilește săptămână de săptămână și îl ține în antecameră câte 2-3 ore. Și când îl sună cei de la birou, veniți că așteaptă domnul prefect. A, domnul prefect, cel care vine la depunere de coroane cu adidași în picioare, spune-i să mai stea, că vine bebe, imediat. Nu știu dacă Buzatu va avea nevoie de un astfel de om,
pentru că a achiziționat lângă el un alt stindar al opoziției vasluieni, pe care l-a făcut Naș. Nașul știe ce face, trece și el de la om la om, așa. Îi mai spun numele? Nu vreau să-i spun numele acum. Am văzut o emisiune la televiziunea lui Trifu, pe care eu consider un ziarist foarte viclean. Adică îl lasă pe om să se compromită și îl ajută și el foarte mult. Despre ce era vorba? Veniseră niște urși în județ la noi, pe diferite căi, aduși, veniți ei, parcă n-aveam tot ce ne trebuie, urși ne mai trebuia. Și Trifu l-a chemat pe cel de la vânător, pe negru, a vorbit foarte frumos, a pregătit populația să fie atentă, să nu umble cu gura căscată, să nu se pună cu ursul. Dar Garcea nostru apare și el la televiziune să vorbească despre urși. Dom'le, am stat, am plecat prin grădină să văd dacă nu, și pe la mine v-au urs, nu puteam să mă stăpânesc de râs. Și citez. Și nu-i ursul vinovat, că nu el a venit la noi, noi ne-am dus peste dânsul. Păi băi, Garcea, dacă ursul e dânsul, vaca e dânsa, ție cum se spune, măi, Moș Martin? V-am spus de abuzuri. Mai este o treabă pe care o exersează foarte bine prefectul județului Vaslui, pușculița de partid. Pușculița de partid care este alimentată de către cei care conduc direcțiile deconcentrate din județ. Și puteți verifica cine donează, cât donează la partid. Vreau să vă spun că și PMP-ul, partidul în care eu trăiesc și sunt, am avut o perioadă când nu am, din pricina bolii n-am putut să fiu la partid, a livrat și el două nulități în conducerea județului. Un grămătic de la Laza pe care l-a pus partidul sub prefect, care n-a dat niciun leu la partid, n-a mai călcat la partid niciodată după ce a fost dat afară, și nici pe cine? O altă nulitate, o ființă amorală, detestabilă, o educatoare, într-un județ cu mii de oameni, profesori, cu gradul 1, doctor în diferite domenii, a ajuns, datorită PMP-ului, inspector general. Care, bineînțeles, după cine a mai fost inspector general, nu a venit să-i mulțumească partidului să-și plătească minima cotizații de un leu pe lună. Pentru astea două numiri, eu, Corneliu Bichineț, nu în numele partidului, în numele meu, cer iertare județului Vaslui. Și dacă mai găsiți un incompetent pe undeva, să știți că nu noi l-am trimis acolo, noi am trimis numai doi. Ceilalți incompetenți care conduc în județul Vaslui, că sunt mulți și îi știți, sunt veniți pe alte canale. Eu vreau să vă mulțumesc vouă, celor câțiva ziariști care sunteți la această conferință de presă și care ați rămas în presă. Din punctul meu de vedere, poieții și ziariștii sunt cea mai teribilă opoziție la cei care se află la putere. Pentru că partidele din opoziție la noi pâlpâie, fac o opoziție de aghiazmă, așa, care nu-i dăunătoare. Să sperie tare buzatul când îl critică unul din opoziție, e leșinat de frică. De ce spun treaba aceea, că nu mai există opoziție din partea, decât din partea voastră? Pentru că au avut grijă oamenii politici să-i angajeze pe ziariști. Vezi cazul Boroș, care i-a luat pe 3/4 din Bârlad, iar la Vaslui, cei pe care nu i-a angajat Dumitru Buzatu la muzeu, la bibliotecă, la direcția de asistență socială și protecția copilului, i-a angajat Pavel la primărie. Și în această sărăcie te inspiră, cântă, barde. Voi să rămâneți alături de noi, cei care vrem să facem opoziție, nu de dragul opoziției, ci pentru a face ca din județul acesta să acceadă spre București și spre județ, pe prefecturi, Consiliul Județean, oameni buni. Eu vă mulțumesc!